Bună ziua și bine ați venit la o nouă ediție a telejurnal Limba Română. Telecamere în interiorul creșelor sosesc fondurile de la Regiune Lombardia. Să urmărim serviciul. Consiliul Regional a aprobat directivele alocării a 900.000 de euro pentru realizarea proiectelor cu privire la siguranța minorilor care frecventează creșele. Măsura luată de Consiliu privește un contribut de 600.000 de euro pentru introducerea sistemelor pe circuit închis de videosupraveghere în creșe și încă de 300.000 de euro pentru instruirea personalului, al operatorilor de sector și a familiilor. Este vorba de o măsură concretă propusă de Consilierul pentru Politicile Familiale, făcută expres pentru a contrasta fenomenul de maltratament al minorilor. Regiunea Lombardia va garanta cu ajutorul concret și important acoperind aproape 90% din cheltuieli. Pot accesa la acest proiect toate creșele cu profil public și privat. Cererile trebuie prezentate la direcțiile sanitare teritoriale, care vor livra contributul într-o soluțiune unică la sold final. Telecamerele vor funcționa în circuit închis, iar imaginile vor putea fi accesate exclusiv de autorități, doar în cazul deschiderii unei anchete judiciare. Bariere arhitectonice în centrul orașului. Primăria intervine cu un proiect de 60.000 de euro, mai multe amănunte în cadrul serviciului. Via liberă pentru eliminarea barierelor arhitectonice în zona centrală a orașului. Proiectul definitiv, deja aprobat de către Consiliul Comunal, prevede anumite intervenții pentru eliminarea unor bariere arhitectonice prezente pe trotuare, înclinări excesive și spații extrem de reduse care împiedică cetățenii dezavantajați să circule în autonomie și siguranță. Costul complexiv al lucrărilor se ridică undeva la 60.000 de euro și au fost introduse în programul trienal ale operelor publice. Vor fi efectuate lucrări la trecerea de pietoni din Piața Roma, în proximitatea numărului civic 22A, unde se prevede realizarea unei juncțiuni între stradă, trotuar și pridvor. În via Gramsci, undeva lângă numărul civic 1-2A, se prevede realizarea unei treceri de pietoni și racordarea străzii cu trotuarul. În via Capitano del Popolo va fi realizată o rampă de acces între stradă și trotuar. Vor mai fi efectuate anumite opere inclusiv în via Verdi, piața Stradivarii și via Monteverdi. Comisia Europeană a aprobat un contribut de 1,9 miliarde de euro destinat realizării a 4 mari proiecte în România. În mod special, peste 1 miliard pentru a realiza centura sud a Bucureștiului. 100 de milioane pentru modernizarea și tronsonului numărul 2 al metroului nord-sud din capitală. Alte 600 de milioane vor fi destinate unui proiect pentru prevenirea eroziunii malului Mării Negre. 135 de milioane vor fi destinate în final rețelii de apă și de canalizare din județul Timiș. O importantă expoziție de straie bisericești din epoca bizantină va fi prezentată în interiorul Muzeului Louvre la Paris. Inaugurarea va avea loc pe data de 17 aprilie și va dura până pe 29 iulie anul acesta. Printre piesele cele mai importante, un ștergar care reprezintă Sfântul Gheorghe, utilizat în bătălie acum 500 de ani, dăruit de către Marele Voievod Ștefan cel Mare, mănăstirii Zografu de pe muntele Athos. Flacul de război a fost recuperat în timpul Primului Război Mondial de către armata franceză și restituit statului român în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurată în 1917 la Universitatea din Sorbona. La expoziție mai sunt expuse încă 26 de opere de artă realizate între 1437 și sfârșitul secolului al XVII-lea. În încheiere, vă reamintim două evenimente foarte importante care privesc comunitatea noastră. Primul este acela care privește alegerile locale administrative care vor avea loc pe 26 mai 2019. Până pe data de 16 aprilie, toți cetățenii români reședinți la Cremona se pot înscrie la listele adiționale prezentându-se la biroul electoral al primăriei orașului pentru a obține cartela electorală, obligatorie pentru a exercita dreptul de vot. Al doilea eveniment este pe 13 aprilie la ora 17 la sala Forum din Via Speciano 2 la Cremona, unde va avea loc prezentarea cărții Oamenii e donne per il dialogo, negoziati, negoziatori, mediatori, eveniment organizat de Asociația Orizzonti Latini. Va fi prezentat
Prezenta autorul cărții Maunul Giulini. Introducerea și prezentarea va fi făcută de Silvia Enache Simoncă. Este totul pentru ediția de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și vă reamintim că următoarea ediție a telejurnalului va avea loc sâmbătă viitoare la 13:30 pe Cron TV. La revedere!